Bună ziua! Sunt Cristina Popa, expert resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom discuta despre verbele copulative, predicatul nominal. Materialul se adresează elevilor de clasa 7 pentru disciplina limba și literatura română în cadrul școlilor și secțiilor cu predare în limba maghiară. Care este sensul verbului a fi în enunțurile? Cartea este pe masă. Piramidele sunt în Egipt. Evident, cu toții ne-am gândit la se află. Ce sensuri are verbul a fi în enunțurile? Delfinul acesta este din Marea Neagră. Provine. Merele sunt 3 lei kilogramul. Costă. Așadar, în aceste enunțuri, verbul a fi are înțeles de sine stătător. Se află, provine, costă și este predicat verbal. Copiii sunt veseli. Peisajul este de poveste. În aceste enunțuri, poate fi înlocuit verbul a fi cu unul dintre sensurile amintite? Nu. Verbul a fi nu are înțeles de sine stătător în aceste exemple. Verbul este copulativ și intră în alcătuirea predicatului nominal. Verbul copulativ formează împreună cu numele predicativ predicatul nominal. În cazul de față, sunt veseli. Exemple de verbe copulative. A fi, fratele meu este medic. A deveni, fratele meu a devenit medic. A ajunge, fratele meu a ajuns medic. A ieși, fratele meu a ieșit medic. A se face, fratele meu s-a făcut medic. A rămâne, Fratele meu a rămas medic. Ele sunt folosite în același context. Dintre aceste verbe, a deveni este întotdeauna copulativ. Verbele copulative, cu excepția lui a deveni, pot deveni predicative când au înțeles de sine stătător. A deveni intră doar în alcătuirea predicatului nominal. Să le luăm pe rând. Verbul a fi este verb copulativ atunci când intră în alcătuirea predicatului nominal. Fratele meu este medic, poate fi înlocuit cu a deveni. În enunțul fratele meu este acasă, verbul a fi este verb predicativ și are funcția sintactică de predicat verbal. Verbul a ajunge. Este verb copulativ atunci când intră în alcătuirea predicatului nominal. Fratele meu a ajuns medic. Acesta poate fi înlocuit cu a deveni. În enunțul fratele meu a ajuns la serviciu, a ajunge este verb predicativ cu funcția sintactică de predicat verbal și poate fi înlocuit cu a mers. Verbul a ieși este verb copulativ în enunțul fratele meu a ieșit medic, a devenit medic, deci intră în alcătuirea predicatului nominal. Ca verb predicativ, fratele meu a ieșit din cameră, are sens de sine stătător și alcătuiește un predicat verbal. Verbul a se face este verb copulativ atunci când intră în alcătuirea predicatului nominal și are sensul de a deveni. Fratele meu s-a făcut medic, a devenit medic. Ca ver predicativ are înțeles de sine stătător și funcția sintactică de predicat verbal. S-a făcut o petrecere la piscină. Verbul a rămâne este verb copulativ atunci când intră în alcătuirea predicatului nominal și poate fi înlocuit cu verbul a deveni. Fratele meu a rămas medic. Ca ver predicativ are înțeles de sine stătător și funcția sintactică de predicat verbal ca în enunțul. Fratele meu a rămas la hotel. Vă invit să exersați. Răspundeți la întrebarea. Ce doresc să devii când vei fi mare? Folosește verbele dintre paranteze. Poți alege dintre meseriile alăturate. Realizează enunțurile după model. Când voi fi mare, doresc să devin inginer. Vă urez succes!